Când spui mâncare de spital, imediat te duci cu gândul la o mâncare fără gust în care ingredientele parcă sunt numărate atunci când se aruncă în oală, iar sarea e aproape inexistentă. Ce-i drept, în multe dintre cazuri, regimul special dat de suferința pacientului determină și gustul fad. Însă sunt și bolnavi care pot primi o alimentație mai bună. Sunt ani de zile în care oamenii internați la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște s-au plâns de hrana bună de aruncat. Acum conducerea unității susține că s-a umblat la acest capitol și se fac eforturi ca din suma maximă de 7,50 lei destinată alimentației pentru un bolnav să fie pregătite 3 mese zilnic. S-au întocmit meniuri pentru toate regimurile aferente pacienților internați. Cu 7,50 lei. 3 mese pe zi. Să faceți și dumneavoastră 3 mese pe zi acasă. Și cum problema alimentației pentru bolnav pare ca și rezolvată, conducerea spitalului se gândește și la confortul personalului medical. Pentru ei vrea să amenajeze, odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare, o cantină bine pusă la punct și o sală de mese. O să fac cantină. După ce terminăm cu reabilitarea spitalului, mutăm farmacia de acolo și în sala de mese, cum a fost odată, o să fie cantină să mănânce personalul spitalului. Nu se știe deocamdată când va fi gata noua cantină, în condițiile în care se lucrează încă la reabilitarea spitalului, și nici dacă într-un final vor avea acces la bucătăria modernă și pacienții internați. Cert este că până atunci bolnavii vor trebui să se mulțumească cu norma de hrană primită de la stat și preparatele gătite în spital.